O tânără a avut parte de o situație mai puțin plăcută în momentul în care se afla la o clinică de înfrumusețare. Medicii îi umpleau buzele cu botox în momentul în care a fost sunată și informată că i-au fost blocate conturile. Din acest motiv, tânăra a părăsit clinica cu o jumătate de buză umplută. Doctorul tocmai mi-a introdus o substanță de umplere pe o parte a buzei când am primit un apel și am aflat că Agenția Federală de Investigații din Pakistan mi-a înghețat conturile bancare, a afirmat tânăra. Ea a decis să renunțe la tratamentul costisitor al salonului, deoarece nu ar fi putut plăti pentru respectivul serviciu din cauza înghețării conturilor bancare. Agenția Federală de Investigații a lansat o anchetă de spălare de bani împotriva vedetei TikTok, după ce a fost văzută cu două teancuri uriașe de numerar într-un videoclip conform Daily Mail. Femeia a dezvăluit că a părăsit Pakistanul pentru a călători în Marea Britanie cu o sumă destul de mare de lire sterline. Tânăra trage un semnal de alarmă pentru cei care vor să călătorească cu mulți bani la ei. Nimeni nu mi-a spus nimic.